Vă salut, boșilor, și bine v-am găsit la un nou clip de Madden 2 Raw, serverul Carpathians. Eu sunt Taker, vă orice vizionare cât mai bună, fraților. Nu uitați de butonul de like. By the way, dacă aveți nevoie de one pe absolut orice server sau vreo prezentare de cont, platformă, sau chiar voi sunteți interesați să achiziționați o platformă, mesaj pe Instagram shop.madden2ro, acolo găsiți cele mai fresh platforme la cele mai fresh prețuri, vă garantez lucrul acesta. Și avem astăzi un lican de nivel 90 care a mai fost la noi pe canal la nivel 62 sau 61 avea la momentul respectiv, cred că acum vreo 3-4 luni. Ei bine, actualul proprietar, după cum se vede, a dat nivel 90. By the way, actualul proprietar este dispus să facă și schimb de platforme pentru că nu se lasă de meeting sau ceva genul, doar vinde contul în speranța de a lua altul. Sau poate cine știe, e cineva interesat de un lican de nivel 90 și pur și simplu vrea altceva, vrea să dea un sura pe lican sau un war sau altceva, ați înțeles ideea. Bun. Deci avem 400 KK în inventar cu care putem să ne jucăm pe aici odată. O să mergem să luăm iteme de top, iteme de top, hai că de top dacă e. Gunoaie. Bun, hai să o să încercăm, fraților, în felul următor. O să luăm 3 valoroase verzi. Dacă pică amuleta, ar fi super. Dacă nu, aia e. Mai așteptăm puțin, contract breaslă. Dacă nu pică amuleta, o să trebuiască extindere inventar. Atac, site. Avem atac or site? Bă, n-avem, așa că o să luăm pe ăsta o dată ca să vedem damage-ul maxim al unui farmer de buget în clipul de azi. Dacă nu o să luăm amuleta din astea 3 cufere, aia o să mai deschidem niște cufere cu pește pentru a lua medalia eroilor. Uite niște vin, spirală de timp, extern inventar. Mamă, iarăși nu mai merge. Măcar am luat un activ, m-am luat activ mic, nici măcar activ puternic. Uite un atac. Activ mic din nou. Extindere inventar. Chiar mai din ușor. Spiral de timp. Papuci. Hai, mai dăm unul. A treia mână. Ha, n-a fost să fie. Deci n-a fost să fie aici. Ia uite-mă, cu fără dragon alb, 10 oni. Mamă, sincer, sunt foarte, foarte bine. Deci chiar mi se pare foarte, foarte bine. Avem aici niște cufere, dar nu știu de unde aș putea să găsesc. Chiar nu știu de unde aș putea să găsesc, pentru că nu avem sticla de negoț. Ia uite aici, mai avem niște iteme. Fresh. Armura Aurora. Sabie șarpe. Mamă, ce bombă e asta, mă. 3 medie, 1 mob, 3 abilitate. Forță. Armură demonică plus 8. Mamă, dar sunt ceva iteme pe aici, frate, și alchimie, o tonă. Sabie inscripționată plus 90 semi, FMS-uri. Zodiac plus 9. Da, top. Top, top, n-am ce zice. Da, până una alta, hai să găsim și noi ce ne trebuie. Uite-mă, safire. Dublu war. Savinciani plus 8. FMS 57 medie. Asta l-am avut și noi. Ok. Bă, dar n-avem nimic, mă. A, uite, mă, gata, hai că am găsit aici cufere de pește. Haide, mă, cu medalia aia, repede. Două boabe zen. Pergamentul exorcizării. Nimic. Cal negru. Haide, mă, nu fi pufi. Un ad, ok, ne mai scos ceva bănuți. Medalia dragonului. Carte comandant. Hai, mă, că luăm direct cufere L 1. Piatra sufletului n-a fost să fie. Cer de artificii.
Încă un adaugă. Haide, mă. Uite, un manual Ferrari super bine. Deci super bine manual. Super bine manualul. Manti. Mamă, și nu mai avem, mă, șanse. Avem șanse super, super mici. N-a fost să fie. Efectiv, n-a fost să fie azi. La medalie, dar cred că mai avem aici la evenimentul Cupa Mondială, dacă nu mă înșel. No, nu mai avem nici la Cupa Mondială. Bun. Aia o să testăm damage-ul normal în clipul de azi, băieți. Deci, un farmer de buget. Hai să mergem în nefrit. By the way, mai avem de vânzare încă un ward de nivel 90 cu alchimia full opacă plus plus onyxul clar. Tot cam la fel ca asta. Hai să facem o mică prezentare a alchimiei. Deci avem rubin opac, full PVM, jad, max PV absorpție, regenerare, PVM, diamantul, full PVM, onyxul, corporal pătrundere, clar, ar fi mers un corporal critică, dar e ok și așa. Granatul cu absorpție, deci e ce trebuie, safirul să fie, deci roata mitică, full PVM. Uite, avem aici și un metin de nivel 100, am pus alchimia pe noi. Bun, nu o să punem site-ul prima oară. O să punem setul cu int. Mama are BG8, ok. Bun. Am pus aici cam tot ce trebuie. Petul, nu o să punem și nici tablița. Dar, bă, văd eu prost sau nu avem pe noi, nu avem mistreț? Stai așa. Deci, cal negru, îl punem sus. Comet, ăsta iarăși îl punem. Îl punem sus. Încă un cal negru. Bă, dar mai lăsați-mă, fraților, cu cai negri. Nugget. N-avem, avem sfinxul ăsta alb. LOL, ok, bun. Iar damage-ul este de 12k. Deci 12k critica. Mă, un damage destul de bunicel din punctul meu de vedere. Hai să băgăm acum și roa ce mai avem noi pe aici. Deci 12k critica fără nimic. Nu mi se pare un damage rău. Băgăm și un site, avem 14k. Damage, sincer, să fiu foarte, foarte decent. Pe la alchimie nu prea mai avem mare lucru. Damage bun. Avem aici ghearele de nivel 70. Armura 2K15 fulger, 50 atac, 10 foc, foarte, foarte faină. Și 3 daune absorbite de PV. O armură super, super top. Mânușile tâlharului, cartea abilității, am luat-o. Talisman de pământ plus 1 cu 15% gheață, 20 întunecare. Scutul vulturului, imun 8 dex. Coiful sfânt, mamă, uite, asta e așa că iar trebuie să luăm sfinxul. Coiful sfânt, 20 atac, 10 foc, foarte bun și asta. Brățar lacrimocer plus 8, 1500 PV, 10 pătrundere. Bă, stai așa, cred că o să avem nevoie și de niște fulluri. Sau nu știu dacă o să avem nevoie de ele neapărat. Bun. Papuși de Phoenix, un KPV, 5 atac. Cercei de cristal plus 9, 10-10. Setul cu int. Mai avem aici niște iteme, by the way, pe cont avem și setul. Și setul, doamne ferească, mă. Avem și caractere pentru cioburi. Bă, nu dă un damage rău. Deci chiar nu dă un damage rău contul ăsta. E destul de fresh. Pentru un farmer de buget. O să nu uităm, fraților, avem și șarfă de 22 cu beta plus 9, 2 putere, 2 dex. Bă, dar nu știu dacă bate în tritonul. Tritonul e un boss destul de greuț de bătut. Ideea e că noi nu mai avem pe noi nici... N-am băgat nici setul cu int, dar totuși cred că-l batem. Cred că-l batem, nu cred că are cum să nu-l bată. Deci la nivel 9 acesta ar trebui să bată cam tot. Chit că nu avem medalii pe noi și da, îl batem. Hai să vedem aici cu forul întunericului. Ne dăm și nouă niște cercei smaralzi 2-1. O dată și o dată.
foarte multe mantii pe aici, se vede că proprietarul chiar farmează beta, nu se joacă. Două sloturi. Haide, mă. Deci țar la acum cel plus 5. Nici măcar plus 7, mă. Nici măcar plus 7. Of. Mai avem pe aici vreun boss de bătut, mai e crapul. Crab. Ce mai e? Mai fi regele. Pe aici știu că mai e încă unul. Sau ar trebui să fie. Ăla roșu. Nu avem talisman de gheață ca să îi dăm, ca să îi dăm și lui ăsta să sară. Bine, cred că putem să-l batem. Dar, bine mă, hai să încercăm tot să-l batem. Deci hai să încercăm tot să-l batem. O să punem iarăși setul cu int. 773 sufletul roșu, super tank. Bun. Sfinxul, iarăși, contul mai are nevoie de puțină atenție. Nu neg lucrul ăsta, fraților, de asta am și spus că este un cont de buget. Dar, na, hai să vedem acum, mă, regele crab, cât îi dăm. 8K. Bă, nu e rău. Deci 8-7, 9K. Fraților, uitați-vă cât de mult se simte setul ăla cu int. Pentru că crabul e mai greu de bătut decât tritonul. Și mi se pare că îl batem ceva mai repede. Sper să nu fie doar în concepția mea. Dar chiar mi se pare că îl batem mult, mult mai repede. Cu setul cu int. Bineînțeles, ar mai trebui o critică pe aici. Avem aici niște rouă. Nu, chiar dă bine. Deci dă foarte, foarte bine. Iarăși, dacă îi pui niște gheare cu ceva 40-50, mamă. N-am băgat full-ul. M-am hazardat de data asta. Of. Ne-am hazardat, ce să facem? Hai să mai punem o dată. Nu ne lăsăm acum până nu-l batem. Mamă, nu mai, că iarăși. Iar mi-a dat-o. Bine, la crab, cred că e puțin mai complicat. E puțin mai complicat, e un boss care are nevoie de puțină atenție. Și nici nu e foarte ordonat în inventare, după cum se poate vedea, ca să-mi pun totul repede. Iarăși, un colier. Ia uite, unde e, mă, sfinxul ăsta? Un pet ar mai ajuta mult. Deci un pet cu berserker măcar. Berserker și antrenament, hai să nu zicem, și cu vânător, pentru că deja creștem bugetul. Ar ajuta super, super mult. Dar chiar și așa, e dă un damage decent, adică nu poți să te plângi. Fiind un farmer de buget, na, e mai mult decât decent din punctul meu de vedere, bă, băieți. Și cred că și al vostru. Ia uite, mă, în sfârșit, am luat și SS-ul, am luat și cu fărântul Nericul aici, am luat și Bless, am luat și Manti, am luat tot ce putea. Bun, măcar am meritat să batem și acum avem spadă plus 4. N-a fost cine știe ce. Și acum hai să facem și asta level 49. Am refuzat să mănânce. Am înțeles. Bă, băieți, cam atât și cu clipul de azi. Eu am fost Taker și până la tractoare. Nu știu, ne-am zis cu mine. V-am pupat. Ceau!